Ar dori să vă întreb, când recomandă medicul o mamectomie? Tratamentul cancerului de sân, pentru că despre asta vorbim atunci când se pune problema unei mamectomii, de cele mai multe ori, este foarte bine standardizat, adică nu se face după părerea unui medic sau la cerința unei bolnave. Depinde, în primul rând, de anumite criterii, de mărimea tumorii, de prezența ganglionilor axilari interesați sau nu de boală, de prezența altor complicații. Mamectomia este rezervată de obicei unor cancere de sân avansate. De fapt, aici este esența discuției, dacă vreți, deoarece mamectomia ar trebui să fie intervenția din ce în ce mai rară în tratamentul cancerului de sân. Ea este rezervată cazurilor cu tumori mari, care depășesc 2 cm și jumătate și care au ganglioni pozitivi, adică ganglioni deja metastazați. De aici până la ce fel de mamectomie trebuie făcută, lucrurile de asemenea s-au standardizat destul de bine. Dacă acum 30-40 de ani această intervenție de mamectomie era destul de infirmizantă, deoarece presupunea excizia și îndepărtarea unor elemente anatomice mult mai largi decât se face în ziua de azi. Timpul a arătat că o mamectomie mai limitată, în sensul că anumite structuri anatomice de la nivelul pieptului pot fi conservate, au același rezultat. Era pentru specialiști așa numitele principii ale chirurgiei care au fost stabilite de un mare chirurg, oncolog de la sfârșitul secolului XIX și care au căzut la ora actuală și este rezervată numai cancerelor care interesează și structurile musculare și care de obicei nu ajută foarte mult, pentru că sunt cazuri cu în stadii foarte avansate, unde rostul chirurgiei sau mamectomiei de acest fel este pus la îndoială și se preferă tratamentele complementare, chimioterapia, radioterapia. Care sunt tipurile de mamectomii? Așadar, acest tip despre care tocmai am vorbit este înlocuit în momentul de față de așa numitele mamectomii radicale modificate, care constau în îndepărtarea glandei propriu-zise, în totalitate, și a ganglionelor axilari, care sunt sistematizați de noi după anumite stații în funcție de progresia bolii și de interesarea acestor ganglioni în 3-4 stații ganglionare. Asta înseamnă, de fapt, mamectomia. Se vorbește despre operație complexă de mamectomie. Ce înseamnă mai exact o operație complexă de acest tip? Operația complexă de mamectomie înseamnă de obicei o mamectomie urmată de o chirurgie reconstructivă. Aici părerile sunt împărțite și pentru a ne gândi la o reconstrucție mamară în același timp cu mamectomia sau măcar primul timp al reconstrucției, este discutabil dacă ea este necesară, deoarece este necesară garanția faptului că femeia s-a vindecat de boală în primul rând și după aceea să se pună problema de a se face reconstrucție, pentru că altfel reconstrucția este complet inutilă. În cazul ecografiei de contrast folosite pentru detecție, ce ne puteți povesti despre asta? Ecografia a însemnat un aport foarte important în depistarea tumorilor, atât benigne cât și maligne. Și aș vrea să precizez că nu înlocuiește mamografia, ci rezultatele ecografiei sunt complementare cu mamografia. Acum s-au îmbunătățit mult tehnicile, există și așa numita tehnica a elastografiei, care dă referințe suplimentare în legătură cu bănuiala că acea tumoră ar putea fi malignă sau benignă.
Din acest punct de vedere, sigur că orice investigație care aduce cât mai aproape diagnosticul de 100% este deosebit de prețioasă, mai ales că este o investigație neinvazivă. Multe dintre cititoare au întrebat în cadrul întâlnirii online dacă există alte tratamente pentru chisturi simple sau complexe, astfel încât să se poată evita intervenția chirurgicală. Ce ne puteți spune despre asta? Cel mai multe chisturi nu se operează. Chisturile la o femeie tânără care sunt supravegheate ecografic, din acest punct de vedere, ecografia este investigația de elecție față de mamografie, atunci când deranjează sau sunt suspecte, se puncționează. Este o simplă înțepătură care extrage lichidul și lichid care însă obligatoriu trebuie studiat din punct de vedere citologic și care poate da informații extrem de prețioase. De cele mai multe ori, această investigație confirmă faptul că este o leziune benignă și asta este tot tratamentul. Uneori se refac, alteori nu. Dacă citologia însă este suspectă, apar așa numitele atipii celulare sau chiar celule maligne, evident că această investigație este urmată de tratamentul standardizat pentru cancerul de sân. Ultima întrebare. În experiența dumneavoastră, apar mai multe cazuri astăzi de cancer la sân decât apăreau, să zicem, în anii trecuți? Sau sunt doar mai puțin, înainte erau mai puțin aflate sau mai puțin identificate? Depistate. În privința depistării, da, putem spune că acum a crescut foarte mult interesul pentru depistarea precoce a cancerului și femeile se adresează mai frecvent medicului pentru orice tumor, orice nodul al sânului pe care și-l constată singure prin autopalpare. Este meritul, în primul rând, mediei, care face astfel de emisiuni și e lăudabilă această acțiune. Așa numitele programe de educație sanitară care existau înainte, practic acum sunt mai puțin întâlnite. Însă este pe de altă parte cert că incidența cancerului, în special de sân, a crescut. Și asta este foarte logic pentru că au crescut factorii generali de risc și nu numai pentru cancerul de sân, ci și pentru alte localizări ale acestei boli.